Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod Student TV, o emisiune susținută de Global Confederation of Romanian Students. Eu sunt Andrei Vișoiu și sunt student în anul întâi la TU Delft la Computer Science. O să acum și pe colegii mei să se prezinte, Maria. Bună, eu sunt Maria, sunt studentă în anul 3 la Chemical Engineering în cadrul TU Eindhoven. Sunt cu GCSE actually de un an, așa că bine v-am regăsit pentru a 12-a oară. Da. Eu sunt Gabi și sunt de un an și două luni, dacă mă înșel, deci bună a 14-a oră sau 15-a oră. Bună, numele meu e Sorina și eu sunt în GCLS, cred că din iunie anul trecut. Marian? Bună, eu sunt Marian, sunt student la inteligență artificială în Groningen, anul întâi. Și cu GCRS de mai puțin mai bine de jumătate de an. Bună, eu sunt Vlad, la fel ca și Marian, sunt în Groningen la inteligență artificială, primul an, și sunt în GCRS din septembrie anul acesta. Bună, eu sunt Alex, studiez International Business la Rotterdam Business School, sunt anul întâi și fac parte din GCRS de la începutul lui septembrie. Salut, sunt Armand Dilaș, studiez Computer Science și Applied Mathematics la Eindhoven University of Technology, ca Maria. Sunt cu GCRS-ul cam din iulie anul trecut și cam asta e tot despre mine momentan. Bună, eu sunt Raluca și sunt anul 2 la Computing Science la University of Groningen. Cu GCRS sunt din octombrie, cred. Andrei, ești Toți dintre noi, muted. da, toți dintre noi suntem în mod curent la Universitatea în Olanda și chiar acum se termină un sfert care pentru mine a fost destul de intens. Peste 2 săptămâni o să începe examenele. Voi cum ați început să vă pregătiți pentru examene? Armand, poți începe tu Ok, dacă vrei. da, mersi. Ca să încep, eu încă n-am început, sincer, să mă pregătesc pentru examene strict, ci doar să lucrez constant temele și toate assignment-urile pe care le-am primit, pentru că asta mi se pare cea mai bună modalitate, nu să lași pe ultima sută de metri toată materia dintr-un cuartel întreg. Dar mi-am propus să-mi planific de mâine, exact pe zile ce să învăț și cum, ca să recapitulez toată materia într-un mod cât mai eficient. Făcând double bachelor, am 4 cursuri pe quartal, deci trebuie să fiu foarte atent la cum îmi planific timpul ca să mă asigur că reușesc să revizuiesc tot. Dar și eu tot în 2 săptămâni voi avea examenele, dar cred că va fi bine. Acum vedem. Raluca? Spre deosebire de voi, eu încep exam period de săptămâna viitoare chiar, de luni, luni am primul examen. Și pentru mine a fost destul de intens blocul ăsta. Noi deja avem un examen dat la o materie de etică și la altă materie mai avem un examen și la cea de-a treia materie. Cea de-a treia materie e practic un internship. Fac un internship acum la Belastingdienst. Și noi trebuie să. Nu avem examen la materia asta, dar în schimb trebuie să prezentăm foarte multe documente și tot progresul nostru de până acum și e destul de stresful. Tu, Alex? Pot spune că sunt puțin norocos, deoarece nu avem examene în acest bloc, ci examenele vor fi abia la sfârșitul semestrului, dar în schimb avem foarte multe proiecte, la care câteva, majoritatea părților sunt terminate, dar la câteva echipa s-a lăsat pe ultima sută de metri și acum încercăm din greu să recuperăm, deoarece o să avem vacanță când. O să vină vacanța de Paște, iar la noi este un program interesant. Noi fiind pe fast track, dăm mai puține examene decât cei de la regular track, așa că pot spune că beneficiem de o extra vacanță de o săptămână. La tine, Vlad?
La mine deja s-au încheiat toate cursurile, de săptămâna viitoare o să începem examenele. Am început acum să-mi iau toate cursurile, toate materiile de la capăt. Am o carte întreagă la un curs să o recitesc, ca să fiu sigur că am toate informațiile. Și eu zic că merge bine. Pentru tine, Marian? Eu și Vlad. Marian, sorry, am înțeles Maria, eram așa. E ok, ok. Well, eu și Vlad suntem la fix același profil în același an, deci trecem prin experiențe similare. Ce pot să zic, ce aș mai putea adăuga este faptul că blocul ăsta s-a simțit a fost puțin mai încărcat față de celelalte, cel puțin pentru mine, adică s-a terminat perioada în care erau materii introductive sau așa, nu știu, niște cursuri care doar să se asigure că ai bazele puse și acum am început serios să construim informație nouă, să avem proiecte puțin mai mari. Da, e obositor și cum a zis și Vlad, avem de citit o carte întreagă pentru un examen la psihologie, dar o să fie totul bine. Tu, Sorina? Și la noi încep examenele de săptămâna viitoare, tot de luni, voi avea primul examen. După o să avem celelalte examene peste două săptămâni, trei zile la rând, unul după altul și după aia totul e ok și urmează săptămâna cu risituri, în cadrul căreia practic voi avea vacanță, pentru că am reușit să n-am risituri pe semestrul trecut. Și în rest e tot ok, la noi tot așa, la final de semestru, de quarter, de fapt, sunt examenele, toate într-o săptămână și apoi în timpul semestrului avem un singur assignment și totul e destul de lejer. La tine, Gabriel? Bun, la mine blocul are o structură puțin atipică, în sensul că deja am avut o parte de sesiune, să zic așa, adică blocul acesta am trei cursuri, chimie, fizică 1, practic, sustenabilitate și biochimie, iar biochimia e 40% laborator, 60% teorie și deja am dat laboratorul care a ținut 3 săptămâni și am fiert enzime cu amidon toată ziua. Și începând cu săptămâna următoare o să am examenele în adevăratul sens al cuvântului, dar doar la chimie fizică, pentru că și la biochimie parte de teorie. Pentru că al treilea curs, cel de proiecte de sustenabilitate, se referă doar la o prezentare și un raport. Nu avem ore, lectură la el, nimic. Și avem prezentarea finală vinerea aceasta despre procesul industrial al acidului lactic. Și din fericire nu avem examenul acela. Și desigur o să am și o restanță, dar pentru moment studiatul decurge perfect și nu vor fi probleme. Maria? Vreau să văd blumoșa în ordine, continuă Andrei sau continui eu? Eu acum sunt într-o săptămână în care am prezentare aproape în fiecare zi, la cursuri la care am și examen. Aia e problema mare, că e un volum foarte mare de lucru și n-apuci să înveți încă, pentru că sunt, practic cursurile sunt, sau mă rog, prezentările sunt din prima parte a cursului și no, examenul e cuprinde tot. Dar da, de săptămâna următoare, practic, încep și eu sesiunea, 4 examene, trebuie să mă duc și în Utrecht pentru un examen, e o întreagă tevatură. Dar, da, facultate. Andrei, pentru tine cum e? Deși oarecum la mine quarterul ăsta părea un pic mai ușor pe hârtie decât celelalte două, n-a fost așa. O materie e în sine un proiect, anul quarterul ăsta, și deși credeam că o să fie ceva mai lejer, de fapt proiectul ăla mi-a mâncat cam, nu știu, peste jumătate din timp. Iar acum trebuie să recuperez puțin acele alte două materii. Dar până acum merge bine și pot să zic că cred că o să fie bine cu examenele. De la următorul quarter la ce vă așteptați? Gabriel? Ok, următorul quarter va fi cel mai lejer quarter de anul acesta, pentru că nu voi avea niciun laborator, niciun proiect, nicio prezentare și nimic, doar clasicele de lecturi cu clasicele tutoriale și clasicele examene doar din teorie. Și de parte, cum am zis, va fi cel mai lejer. Și în sfârșit o să pot să dorm și eu 8 ore pe noapte, măcar 2 săptămâni la rând. Sorina?
La noi, contrar a ceea ce ai zis tu, va fi, cred că, cel mai complicat, pentru că nu, cred că am uitat să menționez, eu sunt la International and European Law și ultimul quarter va fi destul de complex, pentru că vom avea foarte multă practică. Ok, nu la diferite instituții, doar că vom simula cum ar veni, că vom simula meseria practic de avocat și vom avea clienți fictivi și va trebui să pregătim foarte, foarte multe discursuri. Și pe lângă asta vom avea și examenele clasice și assignment-urile care sunt practic niște eseuri pe care le scriem odată pe semestru, cum ar veni, pentru fiecare curs. Deci da, la mine va fi destul de stresant. La tine, Marian? Oh, să fiu sincer, nici nu m-am uitat ca lumea să văd ce am blocul următor. Mi-a fost suficient ce am trăit blocul ăsta. Am zis că cel mai bine mă concentrez pe prezent, dar totuși din ce țin eu minte ultima oară când m-am uitat peste programă, știu că cel puțin unul din cursuri o să se numească Inteligența Artificială 1 și acolo o să începem, adică o să avem un fel de proiect din tot mai puțin mai amplu. O să încercăm, din ce am înțeles, să ori să programăm un robot să se miște, adică unul pe roți, ceva în genul. Poate să mă corecteze Vlad după ce termină de vorbit, în caz că nu țin minte foarte clar. Și da, pe scurt, o să necesite foarte mult din informațiile pe care le-am dobândit semestrul ăsta și pe la începutul anului. Iar de restul chiar nu știu ce alte două materii ce o să fie, poate are Vlad mai multe informații. Da, după cum a zis și Marian, o să avem un curs destul de interesant, adică Artificial Intelligence 1, în care o să dezvoltăm informațiile care le-am adunat pe tot parcursul anului de până acum. Plus o să mai avem încă două cursuri destul de grele. Unul este Introduction to the Brain, care o să fie mai mult biologie și chestii, iar celălalt nu mai știu exact cum se numea, dar din câte știu, unul din aceste trei cursuri o să fie obligatoriu, prezența obligatorie, adică o să avem tutoriale cu proiecte, cu chestii și din câte am auzit de la alți colegi care au trecut prin asta, acest bloc o să fie destul de greu. Dar eu m-am decis să încerc și ceva nou. Am auzit că putem să ne luăm cursuri și din anii viitori, chiar dacă nu suntem în anul acela. Așa că m-am decis să-mi iau un curs din anul 2, tot în blocul ăsta. E un curs în care m-am gândit că o să-mi placă. E efectiv pe domeniul care îmi place cel mai mult din programul ăsta, pe informatică. Și am zis, dacă tot pot să-l iau, hai să scap din ele cât mai multe. Pentru tine, Alex, cum o să fie? Pot spune că va fi, pe de-o parte, cel mai interesant bloc de până acum, dar va fi și cel mai greu. Încă nu m-am interesat care sunt exact materiile, dar știu de la profesorul de finanțe și contabilitate că materia va deveni extraordinar de grea semestrul blocul următor și va trebui să depunem mult mai multă muncă. Mai intervine și examenul la olandeză, în care se va regăsi toată materia de pe anul acesta. Deci pot spune că trebuie să mă apuc serios de învățat, măcar jumătate de oră pe zi. Dar cel mai interesant lucru este că vom avea o simulare de conducere a unei afaceri alături de echipele din semestrul trecut și pot spune că aștept cu nerăbdare. Arman? Pentru mine, cred că quartalul următor va fi unul destul de intens, dar cred că va fi și cel mai interesant ca la tine, Alex. Am zis să fac o nebunie și mi-am ales 5 cursuri, dintre care 2 dintre ele sunt obligatorii. Analiza 2, un subiect super cool, având în vedere că mi-a plăcut analiza 1 la nebunie. Și am ales ca al 5-lea curs Statistical Data Analysis, pentru că vreau să înțeleg cum funcționează Big Data mult mai bine și să am mai multe cunoștințe de statistică, care probabil bănuiesc că mă vor ajuta și la cursuri de statistică pură în anul al doilea. Și pe lângă celelalte două cursuri pe care le mai am, sunt un US Basic de Ethics, obligatoriu la Eindhoven, poți să înțelegi mai multe traiectorii, dar eu am ales asta, și care este combinat cu
un challenge în care trebuie să facem un proiect pentru o companie, dacă nu mă înșel, care este legată de Brain on a Chip. Cam atâta știu momentan despre asta, dar știu că proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, și mi se pare o oportunitate superbă de a inova sau măcar de a învăța ceva nou în care să mă implic. Da, voi avea numai două examene totuși la final, de la Statistical Data Analysis și de la Analiza 2. Deci, va fi un quartal cu adevărat interesant. Acum vă spun luna următoare cum decurg lucrurile. Raluca, pentru tine, ce așteptări ai? Din păcate, sau din fericire, poate, de fapt, nu, din păcate, va deveni din ce în ce mai intens și pentru mine. Eu voi continua tot cu materia asta, se cheamă Software Engineering, care include internship-ul. Dacă până acum noi ar trebui să facem designul arhitecturii sistemului, de acum va trebui chiar să începem să lucrăm la ce vor ei să facem. Și celelalte două cursuri, nu știu exact ce sunt, dar presupun că tot de programare, tot laboratoare, tutoriale din astea, dar internship-ul ăsta o să devină din ce în ce mai stresant, pentru că poți, de exemplu, să faci un proiect foarte bun pentru clienți, dar să nu treci cursul. Sau invers, să treci cursul și să nu faci un proiect foarte bun. Destul de tricky. Cred că eu sunt în următorul quartal, da, și pentru mine o să fie destul de rough și de obicei, din punctul meu de vedere, ultimul quartal e cel mai nasol, pentru că e frumos afară, n-ai niciun chef să înveți și tot trebuie să faci. Pentru mine e și mai greu pentru că am trei cursuri, toate de chimie, toate avansate, așa că o să fie un challenge cu siguranță, dar singura speranță e că nu mergem cu risituri, cu restanțe pe vară și atunci o să fie tot ok. Da, și la mine o să devină ceva mai intens următorul quarter. O să am, în general, materii ceva mai tehnice, să zic așa, decât până acum. Adică o să începem o materie de computer networks, care pare interesantă. Cred că o să studiem tot felul de chestii despre rețele și cum se transmit date prin rețea și chestii genul ăsta. A doua materie o să fie una dedicată software testing-ului. Cei de aici, și am văzut că pun foarte mult accent pe chestia asta, să testăm bine tot codul pe care îl scriem. Iar următoarea va fi statistică și cu asta o să termin toată matematica pe care o să o fac de-a lungul bachelor-ului, din fericire. Am fost și eu mirat de chestia asta, adică am matematică doar în anul întâi și după aia o să fie, să zicem, oarecum mai lejer legat de matematică. Sper că o să meargă totul bine și atunci. Sunt și eu cu gândul la vacanță, cum ai spus și tu, Maria. Aveți, nu știu, ceva planuri pentru după examenele din următorul sfert? Gabriel? Bun, deci voi începe prin faptul că e posibil să reiau un curs în vară, însă nu știu sigur dacă o să reiau la anul. Am avut un laborator fix după vacanța de Crăciun, s-a numit Sinteze 1, care a constat în laborator de dimineața până seara, 8 ore pe zi, după vii acasă, te apuci de pregătit experimentul pentru ziua următoare, scrii raportul pentru ziua următoare, nici n-ai mâncat, nici n-ai dormit, s-a făcut dimineața și ea trebuie să te întorci înapoi în laborator pentru încă 8 ore în care ești parțial mort de oboseală, dar tu trebuie să fii atent să nu înjunghi pe cineva cu pipeta din greșeală, asta este o regulă de safety în laborator, ca să știți. Și din cauza epuizării excesive nu am reușit să dau raportul final și am picat tot cursul și va trebui să le iau pe tot, toate cele 3 săptămâni de 2-3 nopți nedormite pe săptămână, adică stați 40 ceva de ore pentru că nu ai efectiv mai timp și să mergi la baie în timpul cursului acelea la cât de intensiv e. Și e posibil să le iau la vară, însă nu sunt sigur, dacă nu le iau la vară o să le iau la anul în ianuarie. Deci, momentan, nu știu dacă o să am vacanță. Sorina?
În cazul meu, eu am speranțe mai mari, sincer. La noi, dacă nu ai restanțe, nici pe quarterul 3, nici 4, vei avea practic 2 săptămâni în plus de vacanță. Și asta e, practic, asta e unul din obiectivele mele la final de an. Plus că am deja luat bilete pentru Italia cu niște prietene și sper că asta va fi practic cel mai interesant lucru pe care îl voi face vara asta. Iar pe lângă, aș avea planuri să merg la mare, ca tot român în Constanța și AE. Tu, Marian? Well, așa cum a zis tot până acum, motivația cea mai mare, cel puțin în ultimul bloc, e să nu ai restanțe, ca să te poți bucura de vacanță de vară, mai ales că e doar vreo 2 luni, adică aproape 2 luni, nu e nici o vacanță așa cum eram noi obișnuiți cu 3 aproape. Eu am un grup de vreo 5 prieteni, cu mine 6, și oarecum am vrea să mergem să vizităm țara sau orașul fiecăruia. De exemplu, adică ce am plănuit până acum, deși n-am cumpărat niciun bilet și nimic de genul, am vrea să mergem un fel de traseu Franța, Italia, după aia România, Timișoara la o colegă, după aia Constanța la mine. După vrem să zburăm în Turcia ca să ajungem în Cipru, pentru că o colegă este din Cipru, dar partea cu Turcia, și aparent poți să ajungi acolo doar dacă zbori prima oară în Istanbul și de acolo e un avion, altă parte, altă conexiune ei nu au cu lumea exterioară. Foarte interesant aspectul ăsta. Și da, adică e un plan foarte ambițios, foarte multe opriri și chiar n-aș vrea să mă oprească o restanță sau orice altă materie. Chiar vreau să fie vara asta, să simt că a fost vacanță. Tu, Vlad? Eu încă nu am planuri foarte mari, doar să mă întorc acasă, mai petrec timpul cu prietenii vechi din liceu, petrec timpul cu părinții, chestii mai mici, așa. Pentru tine, Alex? Pot să zic că ne-am făcut foarte multe planuri în grupul de prieteni. Acum, cum s-a întâmplat în majoritatea dăților, rare ori se și adevărea ceea ce ne plănuiam din timp, poate 2-3 chestii, dar mai concret, aștept să mă mut din locul de unde stau. Mi-am găsit un nou coleg și dorim să căutăm un apartament puțin mai mare, să avem și o sufragerie în caz că dorim să invităm oameni la noi. Sau ba chiar au mai venit anumiți prieteni din România și va trebui să mergem să asamblăm mobila, poate să furim pereți în funcție de ce găsim. Sincer, aștept să se facă never see all, fiind din Constanța, chiar am ratat chestia asta timp de 2 veri sau cu biletul și tot aștept. Și aștept să merg la mare, sper să iau examenele, să nu trebuiască să mă întorc în iulie să dau vreo restanță sau să nu pot să plec. Dar cam astea sunt planurile. Poate să vizitez o altă țară, dar eu prefer să îmi fac planurile puțin mai spontan. Tu ce-ai plănuit, Arman? Inițial în quartal 2 mă gândeam cu niște prieteni să mergem un pic până în Portugalia, să vedem cum e acolo. Apoi m-am gândit cu altcineva să merg în camping cu Cortun în Franța, doar că acum realizez că în cele 2 luni de vacanță pe care le voi avea, probabil aș vrea să stau mai mult acasă, pentru că totuși mi-este și mie dor de părinți, de bunici și de cei de acasă. Deci, posibil o mare parte din perioada aceea să stau acasă, probabil. Mai ales cum sunt și condițiile acum cu războiul, cu pandemia, niciodată nu știi ce se poate întâmpla, așa că da, cel mai bine este să fii mai spontan, cum ai zis și tu. Raluca, tu ce planuri ai pentru vacanță? Nici eu nu mi-am făcut planuri foarte clare, îmi place și mie să fiu puțin mai spontană, dar ca și Alex trebuie și eu să mă mut de aici. În primul rând, nu nici mai știu cât o să mai stau în Olanda, dacă o să trebuiască să stau aici să caut apartament sau studio sau ce să găsesc sau nu. Trebuie să merg la viewing-uri și toate astea. Dar da, cred că o să mă întorc în România. Da, poate să călătoresc și eu puțin, dar în principal trebuie să îmi găsesc un loc de stat aici, să-l schimb. Maria? Da, nici eu n-am niște planuri foarte bine prestabilite. O să mă duc acasă imediat când termin sesiunea.
știam niște prieteni care vin și cu mine atunci. Ne uitam eventual să mergem la Electric Castle sau ceva, având în vedere că e fix în perioada aia. După aceea, cel mai probabil o să mergem undeva în Italia pentru vreo 2 săptămâni. Dar da, totul e foarte relativ, mai ales că depinde foarte mult de restanțe și nu doar de mine, dacă și altcineva are restanțe. Așa că sunt cumva în aer, dar e hopeful, să zic așa. Da, și prima dată mă gândesc la toate cursurile din următorul quarter și vreau să le iau pe toate. Iar în vara asta, de la vara asta mi-am făcut speranțe destul de mari, pentru că cred că o să fie ultima vară în care o să am o vacanță propriu-zisă, să zicem, pentru că de la anul aș vrea să încep să caut internship-uri și chestii de genul ăsta. Iar ca planuri, am avut destul de mult noroc și am câștigat acel Discovery-ul cu un grup de prieteni. Deci la începutul verii o să ne plimbăm cu trenul prin Europa câteva săptămâni. Încă nu ne-am făcut un plan foarte clar, dar cred că o să începem de undeva, tot de prin Italia, cred. Ne gândeam la, nu știu, Milano, poate, să plecăm de acolo și să vedem toată partea asta sudica Europei, să mai schimb un pic peisajul de, din partea asta mai spre nord, să zicem, deși nu chiar în nord. După asta vreau să vin acasă, o să mă duc și eu la Never See, poate ne vedem, Alex. Și... Sigur, ne întâlnim acolo. Și după asta, cred că doar o să stau prin România și o să mă bucur de cât mai rămâne din vacanță. E puțin dezamăgitor că avem așa de puțină vacanță în Olanda. Nu știu de voi, dar în general, pe parcursul anului am avut doar o săptămână de vacanță eu, în afară de cea de Crăciun de 2 săptămâni. Și cred că asta e oarecum o mică problemă a structurii astea pe quartere. Voi ce credeți? Gabriel? Bun, voi începe prin faptul că în programul efectiv nu există vacanță, nu există conceptul de vacanță. Adică singura noastră vacanță a fost vacanța de Crăciun, când trebuia să pregătim laboratorul pe care l-am putut în ianuarie și l-am aplicat. Și am avut examene fix înainte de Crăciun, adică pe 22. Și înainte avusem săptămâni cu 30 de cursuri, cu 30 de ore pe săptămână. Adică nu mă pot pronunța în privința asta pentru că eu nu experimentez conceptul de vacanță în programul meu. Așa că, Sorina? Mie, sincer, mi se pare că avem destul de multă vacanță. Nu știu dacă la voi e la fel, doar că noi am avut și vacanța aceea de primăvară, din februarie. Plus că la noi orele sunt destul de ok aranjate săptămânal. În sensul că, deci obțin pe primul an, am avut doar 3 zile pe săptămână cu ore și în rest eram foarte, foarte liber. Iar acum la fel, da, avem poate în fiecare zi, dar avem ceva gen un curs 2 care sumează maxim 3 ore pe zi. Adică pentru noi e destul de lejer. Acum nu știu la ceilalți cum e. Aș vrea să te întreb, scuză-mă că te... Da, sigur. Scuză-mă că te întrerup. Facultatea ta este tot pe științe aplicate sau este pe research? Da, e de științe aplicate. De științe aplicate, că așa e și în cazul meu. Am avut foarte multe vacanțe și foarte mulți prieteni de la research mi-au sărit în cap pe faptul că de ce noi avem atât de multe vacanțe, că ei n-au timp să meargă atât de des în România. Unii au spus că avem mai multă vacanță decât facem ore în sine. Nu te contrazic aici, sincer. Pentru voi restul, cum au fost, Marian? Da, zic să continuăm să luăm așa în ordine. A fost dubios pentru că, deși sunt la research, primul bloc, având în vedere că toate materiile au fost introductive, stăpâneam materia destul de bine și nu s-a simțit de parcă aveam foarte multe de făcut. Deci tot așa simțeam că doar mă duc așa, vizitez tutorialurile, mai ascult un lecture și e suficient cât să trec cursul. Dar după, adică blocul 2 și blocul ăsta, mi-au demonstrat că da, de fapt sunt la o universitate de research și se simte lucrul ăsta, chiar dacă, să zicem, nu am niciodată de multe ore în program, adică universitatea are plănuite maxim 14 ore pe săptămână
pentru toate materiile. Adică eu mă duc la facultate pentru ba cursuri, ba lecturi 14 ore pe săptămână, dar restul, adică de vreo, nu știu, 20 sau câte ar mai trebui să se umple, e studiu individual. Și problema e că, pentru că ne lasă atât de mult timp pe mâna noastră să ne-l porționăm noi, mulți profită și nu fac nimic și după aia cu 2-3 săptămâni înainte toți ne chinuim să adunăm toată materia care a fost studiată pe tot blocul. Dar acum ai găbănesc că în timp o să se ajusteze și chestia asta, adică o să ne învățăm cu ritmul ăsta și probabil o să fim toți mult mai conștiincioși. Tu, Vlad? Mie mi s-a părut că programul a fost destul de aerisit. Adică, de exemplu, pe blocul ăsta am avut săptămâni în care joia și vinerea le aveam aproape libere. Deci, tot simt că lucrăm destul de mult, adică avem teme în fiecare săptămână, trebuie să învățăm, în fiecare săptămână trebuie să ținem pasul în fiecare săptămână, dar momentan încă țin pasul și cred că e ok. Da, cu asta ni s-a terminat timpul. Vă urăm tuturor o după-amiază frumoasă și vă așteptăm și la următorul episod Student TV. La revedere!